Salut, sunt Andrei și astăzi vă prezint mașina de găurit și înșurubat Raider RDP CDL08L. Mașina este prevăzută cu o mandrină rapidă ce permite montarea accesorilor cu diametru maxim de 10 mm. Angrenajul are 18 trepte de reglare a momentului de torsiune plus o treaptă suplimentară pentru găurire. Cuplul maxim dezvoltat de acest model este de 26 de Nm. Cele două trepte de viteză se pot comuta cu ușurință, astfel la treapta inferioară mașina dezvoltă 350 de rotații pe minut, iar la treapta superioară mașina dezvoltă 1350 de rotații pe minut. Carcasa motorului este prevăzută cu fante de aerisire laterale și suprafață soft grip, iar motorul de 12V este protejat împotriva supra-solicitării în cazul în care bârghiul se blochează în material. Întrerupătorul reglează turația în funcție de cât de tare este acționat și activează LED-ul de iluminare a zonei de lucru. Schimbătorul de sens se poate manevra de pe ambele părți ale mașinii, iar mânerul este prevăzut și el cu suprafață soft grip pentru o prindere cât mai confortabilă. Acumulatorul din dotare este pe tehnologie litiu-ion, are 12V și 1,3 Ah. Este un acumulator cu încărcare rapidă, ce nu necesită formatare și prevăzut cu LED indicator al nivelului de încărcare. Carcasa mașinii permite montarea clemei de prindere la centură pentru lucru la înălțime, greutatea totală a acestui model fiind de doar 950 de grame. În setul de livrare al produsului găsim cartea tehnică prevăzută cu certificat de garanție, încărcătorul, un acumulator litiu-ion 12V 1,3 Ah, clema de prindere la centură și valiza de transport din plastic cu un set de burghie pentru metal și accesorii de înșurubare.